seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile ori 18, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Circ cu țipete și leșinuri după descinerile din cartierul Meteor, rudele romilor care au fost reținuți sub acuzația de evaziune fiscală au dat un adevărat spectacol când și-au văzut rudele băgate în dube. Secretarul general al PDL, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit astăzi cu membrii partidului de la Gorj pentru a analiza activitatea organizației după demararea procesului de reconstrucție. Și zona montană Rânca va avea un centru multifuncțional de întreținere, supraveghere și monitorizare. Circ cu țipete și leșinuri după descinderile din cartierul Meteor, rudele romilor care au fost reținuți sub acuzația de evaziune fiscală au dat un adevărat spectacol când și-au văzut rudele băgate în dube. Nu l-a lipsit însă curajul de a brusca jurnaliștii. În urma perchezițiilor au fost reținute 10 persoane, prejudiciul fiind de 2 milioane de euro. Lăsați-ne în pace! Lăsați-ne că nu faceți nimic cu asta! Lăsați-ne că nu ne ajutați cu nimic! Aceasta a fost reacția rudelor celor care au ajuns în arestul poliției după descinderile de ieri dimineață din cartierul Meteor. Imediat după ce au fost reținuți, frații și nevestele romilor au mers la parcul din fața DIICOT pentru a vedea ce s-a întâmplat cu rudele lor. Nu au lipsit țipetele, leșinurile și înjurăturile romilor. Anchetatorii vorbesc în acest caz de evaziune fiscală de 25 de administratori de firme care au făcut afaceri cu fier vechi, dar au plimbat actele prin mai multe firme ca să se piardă urma afacerii. Printre persoanele implicate se află și fratele fostului candidat la președinție, Ninel Potârcă. După mai multe ore de audieri, aseară au fost reținute 10 persoane. Secretarul general al PDL, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit astăzi cu membrii partidului de la Gorj pentru a analiza activitatea organizației după demararea procesului de reconstrucție. În acest moment, PDL Gorj mai are de stabilit conduceri în 5 organizații, iar până la finalul lunii noiembrie trebuie finalizat procesul de reconstrucție. Democrat liberalul a vorbit și despre problemele județului. Responsabil cu reorganizarea filialei gorjene, Flutur i-a băgat în ședință pe cei din conducerea organizației pentru a afla care este stadiul alegerilor interne. După finalizarea reorganizării, Gheorghe Flutur a precizat ce va face conducerea partidului din această toamnă. Democrat liberalul s-a declarat mulțumit de conducerea interimară a partidului și a precizat că în următoarea perioadă se vor face dezbateri pe tema revizuirea Constituției, proiect pe care democrat liberalii îl dezagrează, precizând că aparține în totalitate USL-ului. La Gorj, după episoadele de plecare cu domnul Cupă, din 70 de organizații locale, la un moment dat, după plecarea domniei sale, în 47 nu mai aveam structuri ale PDL-ului. Astăzi mai sunt 5 organizații de refăcut, deci s-a muncit mult de actualul birou interimar și de președintele Dan Vâlceanu. Am discutat la modul concret problemele pe care le au, intrările în partid, relația cu aleșii noștri locali și ce este de făcut în perioada următoare. Gheorghe Flutur nu a plecat de la Gorj înainte de a critica guvernarea USL. Democrat liberalul s-a axat în principal pe problemele din județ și a tras un semnal de alarmă vis-a-vis de CE Oltenia, care se vrea privatizată majoritar de actuala guvernare. Faptul că premierul Ponta anunța că nu va vinde, nu va scoate la privatizare, dar între timp am văzut că se anunță scoaterea la privatizare, îngrijorarea noastră este dacă acest patent Oltchim, hidroelectrica, se va extinde și la compania Oltenia. Gheorghe Flutur a pus pe tapet și situația economică a celorlalte societăți care au trimis oameni acasă. Secretarul general îi întreabă pe useliști unde sunt promisiunile din campania electorală. Să ne gândim numai la hidroelectrica. Aici 3/4 din angajații numai din Gorj au fost disponibilizați în ultimul an de zile, din 160, înțeleg că mai sunt vreo 40 la hidroelectrica. Poșta Română nu se simte prea bine, 51 de poștași de la dumneavoastră au fost disponibilizați. De ce amintesc toate aceste lucruri?
pentru că USL-ul a câștigat alegerile în 9 decembrie 2012 cu promisiuni pe care nu le-au înfăptuit. După întâlnirea de la Târgu Jiu, secretarul general al PDL a mers la Motru, iar mai apoi și-a continuat programul de analiză al reorganizării la Mehedinți. Democrat liberalii Gorjeni vor participa la sfârșitul acestei săptămâni la o întâlnire cu cei din conducerea centrală a partidului ce se va organiza la București. De la Gorj va pleca o delegație formată din 10 persoane. Cu această ocazie se vor purta discuții despre organizarea alegerilor la organizațiile județene și locale. Întâlnirea se va desfășura sâmbătă la Palatul Parlamentului, iar cu această ocazie se vor purta discuții despre aprobarea anumitor regulamente, printre care și cel care privește organizarea alegerilor la organizațiile județene și locale. În total, la București vor fi prezenți 759 de delegați. Vineri și sâmbătă, o delegație de la Organizația Județeană Gorj a PDL va merge la București, unde va participa la ședința Colegiului Director Național și Consiliului Național de Coordonare al PDL. Este vorba despre 10 delegați, 5 delegați de drept și alții 6 delegați desemnați de Colegiul Director Județean. În cadrul celor două ședințe se vor purta o serie de discuții, în principal legate de calendarul alegerilor interne. Conservatorii gorjeni nu renunță la funcțiile de conducere din instituțiile deconcentrate. Organizația politică a solicitat în nenumărate rânduri ca protocolul USL să fie respectat și astfel să primească 10% din funcțiile de conducere, însă până în acest moment nu au primit nimic. Conservatorii gorjeni sunt convinși că odată cu intrarea în partid a celor doi parlamentari de la PPDD, organizația va deveni mai puternică. Președintele Partidului Conservator Gorj, Marius Borcan, dă asigurări că organizația politică are persoane pregătite din toate punctele de vedere care să ocupe funcții de conducere. Eu astăzi voi avea o întâlnire cu colegii de la PNL. După această conferință de presă ne vom întâlni, vom avea o discuție și lăsați-mă să vă spun în conferința următoare. Discuția pe problemele legate de protocol. Adică, cele funcții? Nu știu ce se va întâmpla, se numai la discuțiilor pe care le voi avea cu colegii de la PNL. O să vă comunic. Vă rog. Președintele Partidului Național Liberal Gorj, Dian Popescu, le-a transmis în trecut conservatorilor gorjeni că funcțiile de conducere nu se negociază ca la piață. Cătălin Părvulescu, proprietarul unui teren din Urdari, peste care excavatoarele carierei Pinoasa au intrat abuziv fără acordul proprietarilor din zonă, spune că îi va acționa în judecată pe cei de la cariera minieră. Omul a declarat că a fost la discuții cu conducerea carierei, dar nu s-au înțeles asupra prețului, așa că terenul este în continuarea lui. Directorul carierei Peștean, Alexandru Braia, spune însă că s-a intervenit cu excavatorul, deoarece în zonă era o alunecare de teren. Cătălin Părvulescu, proprietarul unui teren în comuna Urdari, se plânge de modul în care exploatarea minieră intră în forță pe terenurile oamenilor. Bărbatul spune că se simte neputincios în fața excavatorului și în urmă cu 3 zile a chemat și poliția. A făcut nenumărate adrese și sesizări, dar din păcate nu se întâmplă nimic. Am intrat cu excavatorul pe teren abuziv, fără a deține acte legale, pentru că noi avem eu un titlu de proprietate, am schiță cadastrală, am înștiințat întreprinderea MC Peșteana de această situație, iar domnul director Braia refuză luarea la cunoștință și a intrat abuziv cu terenul pe proprietatea noastră. Mai ales că trebuia să respecte berma de siguranță a terenului, care a excavat-o pe la sfârșitul anului 2012, începutul anului 2013, a mai intrat și ne-a violat proprietatea. Pe terenul dumneavoastră, mai exact, cât teren aveți? 22 de arii. 21-60, cam așa. Dar mai sunt și alți vecini în situația noastră? Da. Mai sunt și alți proprietari, tot la fel, care le-a afectat, chiar le-a și luat abuziv proprietățile. Bărbatul susține că degeaba a fost în audiență la directorul Alexandru Braia, deoarece spune că discuția s-a lăsat cu înjurături. Cătălin Părvulescu a sesizat poliția și parchetul în acest caz, iar acum speră să-și câștige dreptatea în instanță. Vezi, ați, doamne, fost în audiență la domnul director Braia, ce v-a spus? Da, am fost la diferite negocieri, chiar am purtat discuții telefonice și joi seara și la lanterare, unde ne-a și înjurat, ne-a adus adresa de înjurii. Ce v-a spus? Cum adică v-a înjurat? Bine, era chiar și ofițerul de serviciu acolo, așa, domnul inginer Gherghinoiu, era domnul inginer Moarfă, de față prin telefonul domnul Țipluică.
Da, mi-e jenă să vă zic. Ne-am adresat poliției locale de la Urdarii, domnului șef de post, domnul Pasăre. Ați făcut sesizare și la poliție? Sigur că da. Acum așteptăm un răspuns de la... Am făcut sesizare către parchet, am mers și la diferite... Alexandru Braia, directorul carierei Peșteana, spune însă că nu este nimic adevărat, deoarece în zonă era o alunecare de teren și s-a intervenit pentru a nu avansa cu utilaje. Da, dumneavoastră ar fi intrat cu excavatorul pe terenul respectiv. Așa zice el. Zice greșit. Acolo se forma o surupare și au rectificat taludul, adică unghiul de talud. Să nu cumva să vină peste utilajul nostru. Nu i s-a luat niciun pământ. A, deci nu este adevărat ca... S-a rectificat unghiul de talud. Și spune că nu doar pe terenul dânsului, mai sunt și alții locuri. Sunt expropiate. Dacă vrea să vină, i-am invitat, e documentație făcută, sunt expropiați, sunt și plătiți oameni. Dar asta e o cârcă pe acolo, în zona aia. Domnul Cârculescu? Deci cu domnul Cârculescu nu v-ați înțeles, nu aveți un contract, un lege? Deci dânsul are acolo, nu știu, acolo și unul de arii, la unul din capetele. Era unghiul de talut care mereu avea loc șurupări și l-a rectificat cu excavatorul. Vești bune pentru o parte dintre foștii angajați de la Sindjilț. Nu toate persoanele care au fost disponibilizate vor rămâne acasă și asta pentru că salariații care au dat terenuri pentru exploatările miniere vor fi rechemați la muncă. Este vorba despre 47 de oameni care vor munci din nou, însă nu la Sindjilț, ci la Minprest, la o secție care se va înființa pentru disponibilizații de la societatea în curs de lichidare. Această decizie a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, care a precizat că persoanele respective vor primi din nou un loc de muncă, însă nu la Sindjilț, ci la Minprest. La începutul anului, aproximativ 150 de angajați de la Sindjilț au fost dați afară fără a li se comunica criteriul de disponibilizare, 50 dintre aceștia având șanse mari să revină la serviciu. Face o analiză pertinentă și cei ce au fost disponibilizați. Și din păcate, amintesc, vreo 47 de oameni au fost disponibilizați care trebuia să fie menținuți. În locul lor au fost menținuți cei care și-au făcut datoria politic față de zona. Se va reveni asupra acestei decizii și va fi o evidență foarte clară, un bilanț, o analiză a fiecărui caz în parte angajat al Sindjilțului și fost angajat și dacă îndeplinește condițiile ca să fie angajat, va fi angajat într-o nouă secție a Minprestului pe care o va realiza Complexul Energetic Oltenia. În 2014, alți 330 de angajați vor fi dați afară de la Minprest după ce firma își va suspenda activitatea. Cei care însă au dat terenuri pentru exploatare au o șansă de a munci în continuare la Minprest după ce se va înființa o secție pentru cei disponibilizați. Nervi întinși la maximum printre șoferii care au fost nevoiți să tranziteze defileul Jiului. Sute de conducători auto care nu aveau habar de măsura luată de autorități de a restricționa traficul în zonă au fost întorși din drum. Restricționarea traficului pe defileul Jiului a luat prin surprindere pe șoferi. De aici până la un val de nemulțumire a fost doar un pas. Nevoit. Trebuie să alegi, să ajungi la ora respectivă. Am ajuns la 93 minute. Nu, tragi mașina pe dreapta. Uitați-i cum stau aia pe acolo. Muncesc? Nu muncesc. Și-s curios să vine pe Valea Jiului. Deci eu trebuie să stau cu de la ora 9 până la ora 18 de seara. Ce să fac aici? Venim din Grecia de 24 de ore. Din insula Tasos. Am fost în concediu de odihnă. Și... n-am aflat, trebuie să ajungem la Târgu Jiu. Coloane, ne întoarcem. Folosiți rutele ocolitoare? Da. Ce să facem? Nu putem aștepta. Nu știați că drumul va fi... Nu. Au fost însă și situații mai grave, în care mai mulți distribuitori trebuiau să ajungă la destinație utilizând defileul Jiului, fiind nevoiți să ocolească zeci de kilometri cu marfa perisabilă. Și am carne proaspătă în mașină și uite, n-are rost. În România ce scoți bani? Ce faceți cu carnea? Mă întorc înapoi pe Caransebe și pe Severin. De suferit au avut și conducătorii auto care au sediile firmelor la intrarea în defileu. Nici aceștia nu au fost lăsați să înainteze deloc pe parcursul orelor de restricție. Eu? Da. Păi da, știți că lucrez aici, unde să ocolesc? Păi nu vă lasă nici până la sediu aici? Nu! Ce faceți atunci cu mașina? Ne descurcăm.
Păi cum? Văd că doamna domnișoară polițistă era. Noi suntem aici ca să fluidizăm traficul și să acordăm un sprijin celor care se ocupă de închiderea drumului. Totuși, șoferii reclamă faptul că nu îi lăsa să ajungă nici măcar la sediile unor firme aici, în apropiere, la intrarea de fileu. S-a luat legătura cu reprezentantul de la SC Copi și a să se găsească o soluție, eventual să se elibereze niște certificate de liberă trecere pentru cei care domiciliază în zonă sau care își desfășoară activitatea în zona respectivă. Circulația pe defileul Jiului este restricționată pentru a se realiza lucrări de reabilitare pe DN66 între localitățile Petroșan și Bumbești-Jiu. În această perioadă, circulația rutieră pe acest sector de drum va fi închisă în fiecare zi de marți, miercuri și joi, între orele 9 și 18. Interval orar în care traficul va fi deviat pe traseul Petroșani, Hațeg, Simeria, Sebeș, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Jiu. Pe parcursul perioadei de restricție, la capetele sectorului de drum se vor afla piloți de circulație care vor dirija și informa participanții în trafic. Zona montană Rânca va avea un centru multifuncțional de întreținere, supraveghere și monitorizare. Prefectul județului Gorj, Claudiu Teodorescu, a declarat că s-a obținut o finanțare în acest sens. În locația respectivă va exista un centru de dezăpezire și o va funcționa o serie de servicii publice, cum ar fi pompierii și ambulanța. În acest centru își vor desfășura activitatea persoane autorizate. Pentru realizarea bazei respective, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a alocat o finanțare de 1,3 milioane de lei. Am obținut, exact cum discutam cu dumneavoastră astă vară, că vreau să fac acolo, să facem acolo un centru permanent, multifuncțional, în care să avem reprezentanții de la drumuri, reprezentanții de la poliție, jandarmerie, vrem să avem o mașină de pompieri acolo cu un pichet, cu personal specializat, vreau să avem ambulanță cu personal specializat acolo, sus în Rânca, în special pentru sezonul de iarnă. Domnul Pop și cu domnul Mezeanu ne-au sprijinit în acest sens și ne-au acordat o sumă de aproximativ 13 miliarde de lei vechi. În această perioadă, autoritățile întocmesc procedurile legale pentru construcția respectivă. De asemenea, în zonă va fi amenajat un spațiu pentru aterizarea elicopterelor SMURD. Vreau să vă spun că am avut discuție la începutul lunii aprilie, și asta nu vă spusese în dumneavoastră, cu domnul general Baș, generalul IGSU, și mi-a promis că ne va sprijini. Dacă noi facem rost de spațiu și amenajăm absolut tot ceea ce trebuie la Rânca, acolo, ne va sprijini să facem rost și de o mașină, să facem rost și de personalul specializat și adecvat pentru centrul acesta multifuncțional. Da? Vreau să vă spun că, și nu știu dacă v-ați aflat săptămâna trecută, în sfârșit am reușit să obținem și aici, îi mulțumesc domnului ministru secretar de stat Raed Arafat, dispoziția comună de a face dispecerat unic și știți că ISU și ambulanța deja se pregătește și o să avem dispecerat unic în sfârșit și la nivelul județului Gorj. Turiștii care vor alege ca destinație de vacanță zona Rânca se pot simți de asemenea în siguranță. Lucrările pentru realizarea acestei baze multifuncționale vor fi finalizate până la finele acestui an. Aparegio se luptă să recupereze în instanță sumele restante. Este vorba despre 10 de miliarde de bani pe care societatea trebuie să-i recupereze de la asociațiile de proprietari. Sunt familii în municipiul Târgu Jiu care au datorii și de 80 de milioane de lei vechi. În topul datoriilor este asociația numărul 133 din zona Gării. Asociațiile care înregistrează datorii au fost acționate în instanță. În cazul în care datornicii refuză în continuare să facă plăți, atunci societatea va trece la executări silite. Deocamdată, Aparegio are în lucru peste 400 de procese, mare parte din ele câștigate. Avem foarte multe procese. Avem de ordinul sutelor, începând cu asociațiile de proprietari din Târgu Jiu, cu persoane fizice din Târgu Jiu, din Bumbești Jiu. În Bumbești-Jiu, de exemplu, avem peste 300 procese cu persoane fizice, în Târgu Jiu cam tot pe atâtea, dar nu se compară populația din Târgu Jiu cu cea din Bumbești-Jiu, iar la asociații de proprietari avem deschise procese cu 5 asociații pe care le-am câștigat. Urmează încă vreo 3 din cele din care v-am amintit anterior, pentru că nu ne putem permite să avem asemenea întârzieri pe care nu le vom recupera decât cu foarte mare greutate. Agenții economici și-au mai achitat din datorii, dar au rămas cu sume foarte mari restanță asociațiile de proprietari. Până acum au probleme cu partea de agenți economici și câteva instituții din teritoriu.
s-au rezolvat problemele acolo foarte bine. Asociațiile de proprietari, în schimb, până acum 4-5 luni, reușeau să se țină la o distanță de o lună, o lună jumate, maxim două, adică avantaj client aprobat din partea APA Regio. De la o vreme am o listă cu o mulțime de asociații care nu și-au mai plătit datoriile, unele dintre ele din 2011. Și aș putea să dau unele exemple. Spre exemplu, Asociația de Proprietari 180, care este la Răstramo, n-a mai plătit din 30.09.2011 și are o datorie de 115 milioane de... Șansele ca la Târgu Jiu să existe un muzeu cu lucrurile regizorului Sergiu Nicolaescu sunt minime. Municipalitatea a dorit ca în municipiu să fie înființat în incinta cinematografului Sergiu Nicolaescu un colț în care să existe lucruri personale ale regizorului. Primarul orașului Florin Cărciumaru a declarat că i s-a propus soției lui Sergiu Nicolaescu să doneze câteva lucruri care au aparținut acestuia, însă autoritățile s-au lovit de un refuz categoric. Condiția ca o parte din obiectele personale să ajungă la cinematograful din Târgu Jiu a fost ca primăria Târgu Jiu să le plătească. Florin Cărciumaru a declarat că municipalitatea s-a implicat în toate acțiunile de acest gen și a rămas dezamăgit de răspunsul pe care l-a primit de la Dana Nicolaescu. În calitate de primar, eu i-am făcut câteva oferte în ceea ce privește dotarea cinematografului Sergiu Nicolaescu cu câteva obiecte care au aparținut lui Sergiu Nicolaescu. Am primit un răspuns sec că nu se poate decât dacă le cumpărăm și cred că mai mult de atâta nu putem comenta, nu putem vorbi. Noi am avut și avem respect față de persoana lui Sergiu Nicolaescu, dar se pare că a fost soție ne încurcă în a merge mai departe. Florin Cărciumaru a mai precizat că a primit un apel de la un apropiat al lui Sergiu Nicolaescu pentru crearea unui bust al lui Nicolaescu. Este vorba despre Ioan Cărmăzan, directorul Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România, care s-a interesat ca în Târgu Jiu să fie amplasat un bust. Spun însă că am primit un telefon de la o cunoștință, de la un apropiat al lui Sergiu Nicolaescu, că își dorește să vină la Târgu Jiu să avem o întâlnire în această problemă și sunt sigur că în momentul în care vine vom discuta și vom fi de acord ca într-o zonă pe care ei o preferă și este posibil să dăm aprobare să se amplaseze un bust al lui Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu anul trecut, fiind inaugurat și cinematograful din oraș care îi poartă numele. De asemenea, regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu are o stea pe Aleea Celebrităților din Târgu Jiu. Este orașul în care regizorul s-a născut și a copilărit o bună perioadă de timp. Lucrările realizate de artiștii participanți la taberele de sculptură Brâncușiana înfrumusețează zonele din municipiu. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu s-au gândit să amplaseze operele în principalele sensuri giratorii din oraș, tocmai pentru ca trecătorii să le poată admira. O parte dintre opere au fost realizate de sculptori la ultima ediție a taberei anul trecut. Două dintre lucrări au fost amplasate deja la sensul giratoriu de la Piața Centrală și la sensul giratoriu de la Colegiul Tudor Vladimirescu. După cum ați văzut, am făcut tot posibilul ca în sensurile giratorii pe care le-am creat în municipiul Târgu Jiu să amplasăm operele care au fost realizate cu diferite prilejuri la acele manifestări unde sculptori din întreaga lume și-au făcut prezență, și-au făcut simțită prezența și au lăsat în urma lor opere deosebite care ne încântă și care întregesc ansamblul operelor din municipiul Târgu Jiu. Și în sensurile giratorii de pe Tismana, dar și la Turcinești, vor fi amplasate astfel de lucrări. Am făcut tot posibilul să le amplasăm în sensurile giratorii pentru a putea fi admirate, pentru a putea fi privite și pentru a avea posibilitatea mai departe să prezentăm tuturor aceste opere lăsate de către sculptorii care au participat la concursurile Brâncușiana și taberele de sculptură Brâncușiana. Sunt deja amplasate la sensul giratoriu de la Piața Centrală, este deja una dintre opere este amplasată la sensul giratoriu la Liceul Tudor Vladimirescu.
se vor amplasa în continuare la sensul giratoriu de pe Tismana, sensul giratoriu de la Turcinești. Sculptori din Egipt, Bulgaria, Elveția și România au participat anul trecut la cea de-a 10-a ediție a Simpozionului Internațional de Sculptură Brâncușiana. Anul trecut, simpozionul a reunit 8 sculptori. Tabăra de sculptură a debutat pe 1 august la atelierul Uniunii Artiștilor Plastici din Gorj și s-a încheiat pe 24 august. Serele din Târgu Jiu reușesc să asigure necesarul de flori și plante pentru înfrumusețarea municipiului, dar și a altor orașe. Zeci de mii de flori ies pe poarta serei în fiecare an. Tot aici se află mai multe plante exotice, unele dintre ele fiind exemplare foarte scumpe. În cele trei sere au fost produse pentru acest an panseluțe, mușcate și alte tipuri de flori. Dorina Gal, șeful secției Parcuri și Zone Verzi, spune că sunt în sere și plante exotice, care sunt destul de greu de întreținut, dar sunt și foarte scumpe. Palmieri, măslini, portocali și lămâi sunt doar câteva dintre speciile care cresc în serele edilitara. Specia pe care o vedeți se cheamă strelița sau pasărea paradisului. Este o plantă exotică, am aclimatizat-o în sera noastră. Este o plantă care necesită drenaj la 1,5 m, i-am săpat șanț, pentru că sistemul radicular are nevoie de aerisire. Perioada de înflorire este pe timpul iernii. Când ați fost data trecută, ați avut ocazia să o vedeți înflorită. Acum are doar învelișul de frunze. Mai aveți și alte plante exotice în seră? Da, mai deținem un măslin, care în condițiile noastre n-a prea făcut el măsline, dar mai avem răbdare. Palmieri. Portocali, palmieri, care îi avem în fața prefecturii și iernăm și înfloresc în perioada de iarnă la noi în seră. Portocali, lămâi? Portocali, lămâi. Dorina Gal spune că are tot materialul dendrofloricol pregătit pentru orașul Târgu Jiu pentru cele trei etape, primăvară, vară și toamnă. Are cel puțin 300 de specii, dar în teren se folosesc mai puține. Costurile nu sunt foarte mari. Îngrijirea florilor se derulează în pași foarte importanți, iar dacă un anumit moment este pierdut cu vederea, toată munca se dă peste cap. În momentul de față lucrăm pe zona verde gară, taxe și impozite. Se plantează plante de mozaic, cineraria și rezina, în care punem begonia semper florens și petunii. De asemenea, la primărie s-au plantat petunii, în jur de 10.000 de petunii, cu bordură de irezină cu cinerarie, montate în gazon. Deci aranjamente florale unde este populație mai civilizată să nu ni le fure. Câte specii de flori aveți în momentul acesta în seră? Așa, în principiu, cam câte? Și care ar fi cele mai greu de îngrijit? Deci în momentul de față în jur de 10 varietăți de specii pe sezonul 1 și pe sezonul 2, pentru că sunt două momente în care se plantează aceste flori. Cele mai greu de întreținut sunt plantele de mozaic, pentru că trebuie tunse periodic. Pe final vă invit să aflăm datele despre vreme. Ore 18 se opresc aici, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!